Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profon Mike. Din nou suntem la treabă, Ștefania. Vorbim cât mai repede, că avem multe lucruri, nu așa? Da. Așa zicem. Scriem sub forma unei singure puteri. Tema pentru acasă, da? Clasa a cincea. Zi-mi, te rog. Scrieți sub forma unei singuri puteri cu exponentul număr, cu exponent număr natural. 4 la 16. 4 la 16. Ori 8 la 12. Da. Ori 16 la 15. Este egal cu. N-avem niciun exponent. Ia, ce simplu, dar scrieți? Scrieți sub forma unei singure puteri cu exponent număr natural. Deci o singură putere. Nu avem mai multe puteri. Da. Una singură. Idei. Pe 4 cum îl putem scrie? Să vedem. Pe 4 putem scrie 2 la 2. 2 la 2. 2 la 2. Da? Deci 2 la 2. 2 la 2, totul la 16. Bun. În loc de 8. 2 la 4. 2 la 4? A, nu. 2 la 4 faci 2 ori, 2 ori, 2 ori, da. De 4 ori? Da. De câte ori faci 8? 2 ori, 2 ori, 2 ori? De 3 ori. De 3 ori. Deci 8 e 2 la 3. Da. Deci vine 2 la 3, totul la a 12, ori 16, care se scrie? 2 la 4. 2 la 4. 2 la 4, totul la a 15, și egal cum, mai departe. Cum se dică o putere la o altă putere? Trebuie să mulțim. Înmulțim exponenții. Deci vine 2 la puterea cât? 2 la a 16 ori 2. 16 ori 2, de dat face 32. 32. Ori 2 la puterea 12 ori 3. 36, nu 30, 30, 36, 36, ori, deci 2 la, 2 la 36, ori 2 la 4 ori 15, cât face 4 ori 15? 30. Mai întâi, 4 ori 10 ar face 40. Da. E 15, nu 40, 40, 4 ori 5? 20 cu 40? 60. 60. Deci vine 2 la puterea 60. Egal mai departe cu. Cum se înmulțesc două sau mai multe puteri care au cer bază? Se înmulțesc exponenții. Hai nu. Se. Proprietatea aceea. Se adună. Se adună. Deci se copie baza, se scrie singură dată baza. Vine la 32 plus 36 plus 60. Și face 2 la puterea. Cu 2 la puterea 6 și cu 2, 8. 8. 3 și cu 3, 6. 6 și cu 6, 12. 128. 128. 3 la puterea 128. Și am scris-o astfel, expresia aceea, ca o singură putere, da. Nu? O singură putere, cu un singur exponent. Da. Așa au zis Ghesciu. Hai să vedem care au fost capcanele. Ce, de ce s-a bazat tot Ghesciul nostru? Să... Bazele erau toate diferite, nu puteam opera. Da, să le descom. Să le scriem pe fiecare în parte ca puterea cuiva. Da. Pe 4 l-am văzut ca 2 la 2. Pe 2... Pe 8 l-am văzut ca 2 la 3 și pe 16 ca 2 la 4. Deci, în primul rând, prima chestiune, asta a fost importantă, să avem șansa ca toate bazele să se exprime într-o bază unică, în 2. Adică 4 să scrie ca 2 la 2, 8 ca 2 la 3, 16 ca 2 la 3, 2 la 4. Și acum totul la a 16, totul la 12, cum era și la 15, o altă etapă a fost cum se dedică o putere la o altă putere. Se copie baza și se înmulțesc exponenții. Da? 2 ori 16, 32.
3 ori 12, 3, 6 și 4, 15, 60. Și acum, cum se mulțesc două sau mai multe puteri care au aceeași bază, să copii baza și să adună exponenții. Deci am avut, hai să vedem proprietățile care le-am avut aici. A fost A la N, totul la M, care înseamnă A la N ori M. Și apoi a fost A la N ori A la M, care înseamnă A la puterea N plus M. Da? Aceste două trebuia să le avem în vedere ca să putem lucra exercițiul. Și partea cealaltă să fie tot în aceeași bază. Mai departe, te rog. Paranteză pătrată. Da. 120. 120. Ori 625. Închidem paranteza rotundă. Adică, după paranteza pătrată. Trebuia și o rotundă, da? Totul la... Nu, ori. Ori. Ori 2 la 3, în paranteză rotundă. Nu, deschidem paranteza. Atâta. Așa. Ori 10. Da. Închidem paranteza rotundă și pătrată. Da. Împărțit. Da. Deschidem paranteza rotundă. 2 ori 5 la a 3. Da. Împărțit la 25. Deci închidem paranteza rotundă, totul. Deci închidem paranteza rotundă, trebuie aici deschisă, probabil. Păi da, eu. L-ai spus-o. Acum o să zicem. Totul la 5-a. Totul la 5-a. Așa, egal cu. Putem să rezolvăm prima înmulțire. Să mulțim 120 cu 625, nu? Ai două număr mari, nu mai îmi place să mă lucrez așa. Eu aș vrea să lucrez cu puteri. De aceea, eu să încerc să descompun pe 120 de parte. Și zic așa, 120, să vedem cum se scrie ca un produs de factori. 120. Deci, îl luăm de parte și încercăm. Hai, încearcă tu, lucrezi și tu pe căița. Deci 120 să-l descompune. Pe căi tu din temă, că este o operație importantă asta. 120. Prin cât s-ar împărți 120? În ultima cifră e 0 sau... 5. Prin 5. 0 sau 5, da? Prin 5. 5 în 12? De... 3 ori 5, 15. Da. De 2 ori. De 2 ori. 2 ori 5, 10. 10. Rămâne un 2. 2. Coborâm pe 0. 0. 5 în 20. De 4 ori. De 4 ori. E, 24. Prin cât ar merge 24 împărțit? Când ultima cifră îi pară, merge prin 2. Da. Da? Deci când în ultima cifră e 0, 2, 4, 6, 8, da? Da. Deci prin 2. 2 în 2? O dată. O dată. 2 în 4? 2 ori. 12. Iar prin 2. Da. 2 în 12 de 6 ori. Iar merge prin 2. 6 de 3 ori. Merge prin 3. Și face 1. 3 în 3, o dată. Și terminat. Deci 120 cât mi-a dat? Hai să văd cât, cu cine e egal 120. 120 este egal cu? Egal cu 5 ori 2 la cât? 5 ori 2 la 3. Da. Ori? Ia, ori 3. Ori 3. 5 ori 2 la 3 ori 3. 120, da? 625 să-l descompunem. Ia să-l vedem pe 625. 625 îl descompunem și pe el. Prin cât merge, în mod sigur? 5. Prin 5. 5 în 6? O dată. 1 ori 5, 5. Rămâne restul 1. Da. Coborăm pe 2 lângă 1 și face 12. 5 în 12? De 2 ori. De 2 ori. 2 ori 5, 10. Da? 10. Și rămâne un 2. La rest.
și coborăm pe 5, lângă 2 acela, 25 face. 5 în 25? De 5 ori. De 5 ori. Deci, 125. La rândul, ăsta merge iarăși prin 5 și zice 5 în 12 de 2 ori. 2 ori 5, 10. Rămâne un rest 2. Pic 12 și 10, da. Lu 2, coborăm pe 5, 25. Da. 5 în 25? De 5 ori. De 5 ori. Iarăși, 25 merge prin 5, 5 în 25 de 5 ori, 5 iar prin 5 și 1. 5 în 5 o dată. Și atât când arată. 6, 25? 625 egal cu... 5 la? 5 la... La 5 la 4. Și acum începem. E mai departe cum. Deci scriem din nou ieșițiul. 120, 16, 25. Rotul de mulțit în paranteză rotundă cu 2 la 3 ori 10. Și asta într-o paranteză dreaptă împărțit la 25 la 3, împărțit la 25, totul la 5. Așa, egal cu? În loc de 120, zicem? Scriem 5 ori, 2 la 3, ori 3, da. Ori 5 la 4. 5 la 4, și într-o paranteză, dacă vreți să... Da, până da. Și în paranteză. Înmulțim cu paranteză. Doi la 3, ori 10. 2 ori 3, 10, zicem 2 ori 5. Da. Ori 2 ori 5. Da? Ori 2 ori 5. Și totul de până acum, într-o paranteză dreaptă, nu așa, este ieșițiu. Da. Așa. Împărțit la... Împărțit la 2 ori 2 ori 5 la 3, la 3. Împărțit la? Împărțit la 25. Nu, la 25 îl scriem. A. Pe 25 cum se scrie? 2 la 25. Adică 25 cu cine este egal? Egal cu 5 ori 5. 5 ori 5. Deci 25 este egal cu 5 ori 5. Iar 5 ori 5, cum se mai scrie? 5 la 2. 2. Deci 25 e 5 la 2. Ah. Deci nu lăsăm 25 da. Așa. Zicem 5 la 2. Da. Deci 2 ori 5 da. A 3 da. Împărțit la 5 la 2. Și tot într-o paranteză, totul la 5. Egal mai departe cu. Egal cu. E, crezi că mai avea mare rost parantezele astea rotunde aici? Nu e adunare, ci tot mai mulțiri. Deci e deprisos acum. Asta rotundă e deprisos. O să picea dreaptă. Nu mai are nicio treabă. Și acum zicem. Mulțirea asta toată, nu? Da. Și cum crezi că se face mulțirea asta toată, din un capăt la acela? Păi... Cum gândești? Luăm... Alo? 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 Ce facem? 5 cu 5 din 4 și cu 5. La 4? 4 și cu 5 ăsta de aici. Face 5 la câte? Păi... Alo. Alo, da. Nu s-aude? Aha, auzi, acum așa.
Am înțeles, Vlade. Bine. Până acum bateria. Bine, mersi mult. Salut. Cum spui, cât îți face? Păi avem 3 de 5. Păi, cum se mulțesc două sau mai multe puteri ca la aceeași bază? Se adună exponenți. Deci copii baza 5. Da, se copie baza și se adună exponenți. Și cât va da în final din toată operația aceea? 5 la 2, totul la 4. De ce zici 5 la 2, totul la 4? Care e motivul? Scrie o singură dată 5 și adună exponența. Este 1 plus 4 plus 1. Copiem baza și adunăm exponenții. Nu așa veni? Deci cât faci acolo? 6. 5 la 6. 5 la puterea 6. Mai departe. Scrie singur 5 la 6. Ori. 2 la 3 ori 2 la 3. Păi cât faci 2 la 3 ori 2 la 3? 2 la 6. 2 la 6. Așa trebuie să facem operațiile cele. 2 la 6. Apoi. Ori 3. Ori 3, că sunt sigur 3, da? Nu, și cu 2. Păi care e 2? Nu. E sigur 3, că 2 acela au fost operate. E pus deja. Deci de 2 respectiv ai scăpat că ai aranjat. 2 la 3. Da? Deci cât faci încă o dată? 5 la cât ar veni? 5 la? 5 la 6 ori 2 la 6. 5 la 6 ori 2 la 6. Și ori 3. Da, da. 2. Care? 2 ăsta? Nu. Asta de aici? Nu, 0. Asta? Da. Păi nu ai zis 3 și cu 3 și 6? Ai, noi ai adunat și cu ăsta 1. Da. Trebuie și 2 la 7. Deci corect e 2 la 7, că tu ai făcut calculul ăsta, eu nu, n-am mai urmărit. Deci, 2 la 7 ori 3. Ori 3. Deci, în total ai așa, 5 la cât am curat, repetă? 5 la 6, ori 2 la 7, ori 3. Așa. Totul de împărțit la? Totul împărțit la? Acum trebuie să rezolvăm paranteza. Exact. Deci totul de împărțit. Deci încă o dată spunem că mi-ai zis 5 la cât ai zis? 5 la 6. 5 la 6, ori? Ori 2 la 7. Ori 2 la 7, ori? Ori 3. Ori 3, într-o paranteză rotundă. Da. Împărțit. La. Să știam o paranteză rotundă. Da. 2. 2 ori 5 la 3 împărțit la 5 la 2. Mai întâi să vedem asta. Da. 2 ori 5 la 3 împărțit la 5 la 2. 5 la 3 împărțit la 5 la 2. 5 la 3 împărțit la 5 la 2. Cum se împart două puteri care au aceeași bază? Copiem baza și se scad de exponenții. Deci vine 3 scăzut 2, 1. 1. Deci vine 2 ori 5. Deci vine 2 ori 5. Totul la 5. 2 ori 5, totul la puterea 5. Și cam mai departe cu? Zicem acum. Aici, în paranteză, nu mai avem nimic de făcut, nu? Da. Da. Deci, să zicem 5 la 6, copiem. Ori 2 la 7, ori 3. Totul. Alo. Da, bine. Bine. Împărțit. Deci împărțit la? Împărțit la 10 la 5. Cum ai zis? 10 la 5. Ai mulțit 2 ori 5. Da. Dar de ce să facem așa? Că mi-e greșit eu. Cum să ridică un produs la o putere? A ori B, totul la el. Deci avem A ori B, totul la el. Un produs la o putere. Da? A ori B, totul la el.
înseamnă la el fiecare din ei. A, da. A la el, ori B la el. B la el. Da? Deci nu stricăm jocul acolo. Deci va veni împărțit la... Împărțit la paranteză rotundă. 2 la... 2 la 5-a. Așa, că e 1 la 1, 5, 5, 2 la 5-a, ori... 5 la 5-a. 5 la 5-a. Și dăm mai departe cu... Prima paranteză... Deci asta împărțim la asta. Da. Ai un 5 la 6-a, împărțim la 5 la... A 5-a. Da. 5 la 6 păi la 5 la 5-a. Cât faci? 5 la cât? 5 la 1. 5 la 1. Da. Deci 5 la 1. Ori. Apoi, ai 2 la 7 împărțit la 2 la 5-a. 2 la 7 împărțit. 2 la 2. 2 la 2. Ori. 3 împărțit numai cu 3. Deci ori 3. Și ăsta este rezultatul. Adică 5 ori 4... 20 ori 3, 20 ori 3, cât faci? 60. Da? 20 ori 3, egal cu 60. Și ăsta este răspunsul. Dacă, îmi pare rău că nu te-am lăsat de partea care e vreo două. Adică să fii mulțit 120 cu 625 și să-ți dea un număr. 2 la 3 făceau 8 ori 10, făceau 80. Înmulțeai totul și să-ți dea un număr foarte mare. Pe urmă, 2 ori 5 la 3. 5 la 3 fac 125. 2 ori 125 făcea 250. Păi la 25. Și îți dădea ridicat la 5-a. Adică mulțești prin el rânsul de 5 ori. Și avea un număr mare, împărțit la un număr mare și în final dădea 60. Vrei să faci eu să vezi cât de mult este? Nu vrei să faci. Ăsta e motivul pentru care trebuie lucra cu putere. Deci nu e un moft al meu. Deci, fapt, puterile, un lucru cu putere îți oferă posibilitatea să faci calculul fără să muncești așa de mult. Da. Nu vrei să faci, nu? Nu vrei să faci. Dar la următorul te las să faci. Că tu ai zis așa. N-am vrut eu să... N-am avut inspirație să te las să muncești. Gata, Alina. Stefane, muncește. Bun, munceam. Dă-i și muncește și muncește. Da, hai să zicem, următorul. Trei la patra. Trei la patra. Ori trei la cincea. Da. Ori trei la 17. Trei la puterea 17, da. Egal cu trei la x. Trei la puterea x. Cât trei. Este x-ul, da? Da. Echivalent cu creier. Echivalent. Adunăm... Că e operația de mulțire a două sau mai multor puteri cu aceeași bază. Da, adică deci vine 3 la... 3 la 4 plus 5 plus 17. Egal cu 3 la x. 3 la x. X. Echivalent cum? Echivalent. 3 la... 3 la 7 și cu 4, 11, 11 și cu 5, 16, 6. Da. 26. 3 la puterea 26 egal cu 3 la x. Da. Egal cu 3x, scrim așa. Da. De unde rezultă că x-ul va fi cât? 26. X egal cu 26. Fiind la aceeași bază, neapărat exponenții egal. Mai departe. Determinați numerele naturale n pentru care. Deci, determinați n pentru care 8 la n. 8 la puterea n. Plus 8 la n. Plus 8 la n. Plus n plus. Sus acolo. N plus 1. 8 la n plus 1. Așa. Da. Egal cu 18 ori 2 la 2003. 18 ori 2 la 2003. 3. Idei. Am nevoie de ideea. Da? Cum crezi că facem? Uh.
faptul că e N plus 1, 8 la N plus 1, de unde provine adunarea? În ce moment se produce adunarea exponenților? Când e o mulțire. O mulțire de două puteri. Da. O putere se, o, cu aceeași bază, 8. Deci, un exponent să fi fost N și altul să fi fost 1. Da. Și acum desfacem. Deci spune, 8 la N, lăsăm pe ăsta de aici, 8 la N, plus, pe ăsta îl umblăm la el. Cum îl scrim pe ăsta? Plus. Îl rupem în... Ai zis că provine de la cine? De la o mulțire. Cu două putere, cu baza 8. Adică îți fost 8 ori 8. Și la primul ce exponent se pun și la al doilea ce exponent se pun? 1 la 1 și la celălalt? 0. Nu. A, N și 1. Păi, numai așa. Aici pun N și aici e 1. Cum se... Este mersul înapoi. Deci, dacă mulțesc aici, cum se mulțesc două puteri care așa e bază? Copii baza și vine N plus 1. Adică e exact aici. Aici. Și noi am mers înapoi acum. L-am scris pe N plus 1 ca fiind N și 1. 8 la N ori 8 la 1. Deci ne-am întrebat, a apărut adunare? De unde? De la mulțirea două puteri, care au aceeași bază. O bază, ambele baze să fi fost 8, dar un exponent să fi fost N și altul 1. Că dacă le mulțesc acum cât vine? Vine 8 la puterea N plus 1. Adică exact este aici. Da. Eu le-am fost dat rezultatul și noi ne-am întors de unde vine el. Da. Deci așa am gândit, da? De unde vine asta? Aici a fost 8 la N, 8 la 1. Egal cu, lăsăm acolo, pe 18 mai putem să scriu într-un fel. 2 la... 18. Dar 9. Nu, mamă, nu-i poate să fie 2 la N. Că dacă facem descompunerea, nu se repetă 2 de mai multe ori. Că 2 la 2 face 4. 2 la 3 face 8. 2 la 4 fac 16. Ăsta e 18. Deci n-am cum. Da? Deci sunt nevoie să scriu 2 ori 9 ori 2 la puterea 2003. Echivalent cu. Și acum avem 8 la N ori 1, pot să zic așa, ori 1, plus 8 la N ori 8. Că 8 la întâia e de prisos. Ei, ce se poate face văzând 8 la N ori 1 plus 8 la N ori 8? Ce aș putea să fac din cei doi termeni? 8 plus 8. Ce se face când zice așa? 3 ori 7 plus 3 ori 29. Ce se poate face din cei doi termeni? Înmulțire. Păi se pot face mulțire. 3 ori 7, 3 ori 29, dar ca manevră altceva vreau de la tine. 3 ori 3. Ai, păi cum 3 ori 3? Păi n-ai. 3 se mulțește numai cu 7. Și 3 ori seama numai cu 29. Nu se pune 3 ori 3. N-are la asta. Cum se face așa? Greșeală. Scoaterea în factor comun. 3 este comun. Și ăstuia, și ăstuia. Da? Da. Ia să vedem. Când avem așa, 3 pe lângă 7 plus 29. Nu zicem 3 ori 7. Distributivitatea mulțirii față de adunare. 3 ori 7 plus 3 ori 29. Și acum a fost scris așa și îl scoate pe 3 factori comun. Deci zici mai 3 pe lângă, 3 pe lângă, 7 plus 29. E și aici, uite-te cu atenție. Ai 8 la N ori 1 plus 8 la N ori 8. Ce putem face? 8 ori 1. Ce putem face din cei doi? Cum ți-am arătat aici. Aici am scos. Am scos pe 3 comun. Aici 8 la N nu-i comun. 8 la N nu este și la primul și la al doilea termen din adunare. Deci 8 la N îl văd aici
Și o planeră îl văd aici. El este comun celor doi. O planeră. Deci scoatem pe o planeră factor comun. O planeră pe lângă. Pe lângă. O planeră pe lângă. Ce a rămas din primul? 1 plus 1 plus din al doilea 8 la 1 plus 8 la 1 8. Da. Deci 8 la 1 înmulțit cu 1 plus 8 egal cu 9 ori 2 la cât are? Aici facem calculul. Ai 2 ori 2 la 2003. 2 la 2003. 2 ori 2 la 2003. Cât face 2 la 2 mulțit două puteri care au aceeași bază. Da. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Se adună exponenții. Se copie bază, o singură dată, 2. Și se adună exponenții. Asta este 1, că nu se scrie. Da, și 1. 1 și cu 2003 fac 2004. 2004. Echivalent cu? 1 și cu 8 ăsta? 9. 9. Bine, 8 la 9 ori 9 este egal cu, deci 8 la 9 ori 9, egal cu 9 ori 2 la puterea 2004. Deci 8 la 9 ori 9 egal cu 9 ori 2 la 2004. Deci 8 la 9 ori 9 egal cu 9 ori 2 la 2004. Ce putem face acum la egalitatea asta? Să scoatem pe 9. Împărțim totul prin 9. Deci în stânga și în dreapta împărțim prin 9. Atunci devine echivalent cu? 8 la 9 împărțit la 9. Deci împărțit la 9, 8 la 9, ori 9 și împărțit la 9, 9 și împărțit la 9. Și a rămas cât? 9 împărțit la 9 face 1 și a rămas doar 8 la 9. Deci vine 8 la 9. Egal cu? 9 ori 2 la 2004 împărțit la 9. Păi și împărțit la 9, 1 din ei se împarte. 9 împărțit la 9 face 1 și am terminat. Și face 2 la puterea 2004. E, ce bine ar fi ca și aici, în loc de 8, să apară tot ceva cu 2. Dacă ar fi tot cu 2, am egalat de exponenții. Da. Dar e 8. Ce mă fac dacă e 8? Ce facem aici? Să scriem pe 8 cumva. Cu ajutorul lui, puterii lui, cu baza 2. Cât este în loc de 8? 8 la 1. 8 este 2. Păi, ce îmi trebuie? Cu ajutorul lui 2 să scrim pe 8. Ca o putere a lui 2. Păi 2 la 3. Deci apare echivalent cu 2 la 3, totul la 9, egal cu 2 la puterea 2004. Echivalent cu. Și acum cum se ridică o putere la o altă putere? Înmulțim exponenții. Adică? Adică 9 ori 2004. Cum nu ori 2000? Nu este aici, e 2004 aici. Ah, aici este vorba, din stânga. 3 ori 9. 3 ori 9. Deci 2 la puterea 3 ori 9. 3 ori 9 egal cu 2 la puterea 2004. Da? Și de acolo, ce reiese? Avem aceeași bază. Am aveam aceeași bază, deci ce trebuie să întâmple? Trebuie să
Dar nu este înmulțire. Am avea o egalitate aici. Egalitatea. Stânga să fie egal cu dreapta, având aceeași bază, ce trebuie să se întâmple ca să fie egalitatea perfectă? Avem aceeași exponență. Să avem aceeași exponență, adică 3 ori n, adică 3 n, de aici rezultă că 3 n este egal cu 2004. 3 n egal cu 2004. De unde n simplu va fi egal cu n egal cu 2004 împărțit la 3. Adică? Adică să facem împărțirea. 3 în 20 merge de 6 ori. Da, 6 ori 3, 18. Deci, rămâne un 2. Coborâm pe 0. Iar de 6 ori. 6 ori 3, 18. Rămâne iar un 2. Coborâm pe 4, 24. 4. 3 în 24. 4. De 4. De 5. 3 în 24. De 5 ori? Nu, 5 ori 3, 15. 8 ori. 8 ori 3, da? 8 ori 3. De 8 ori. Deci răspunsul e egal cu 668. E egal cu 668. Mai trebuie să găsiți ăsta când ne-a dat bătaie de cap. Hai să vedem de la început. Ce a spus autorul? Determinați pe ien pentru care are loc egalitatea asta. Să fi încercat noi ien la întâmplare, nu reușeam. Ce ien trebuia să ne dea? Uite, 668. Ca să pui așa un ien, puneam 5, puneam 2, puneam face nu știu ce. Nu puteam să găsim rezultatul. Și atunci trebuie să gândim, să lucrăm pe bază de puteri. Și am văzut așa, că aici este vorba de adunarea a doi exponenți. De când se adună, când se adună exponenții? De la înmulțirea două puteri. O putere să aibă baza 8, cealaltă tot 8, că trebuie să fie avut aceeași bază. Și pe n plus 1 l-am găsit una cu n și cealaltă cu 1. Deci este 8 la n, ori 8 la 1. L-am desfășurat pe ăsta. 8 la n, ori 8 la 1. Și acum am văzut așa. Măi, nu pot să... Ce se sesizez este că 8 la n este și în stânga și în dreapta. Da? Deci atât la membru ăsta, cât și ăsta a adunării, s-a aflat 8 la n. Și atunci apare ideea de a scoate pe 8 la n ăsta factor comun. El este comun atât primului termen, cât și celui de-al doilea termen. Și am scos pe factorul comun, care este și aici și aici, pe 8 la n, în față, și din primul mi-a rămas 1, iar din al doilea mi-a rămas 8. 1 și cu 8 va face 9. Dar în membru drept, lăsăm așa 8. În drept, membru drept este 2 la 1 ori 2 la 2003. Adică 2 la 2004. Și a rămas 9. 9 nu se poate cu 2 reprezenta. 9 rămâne. Dar rămâne foarte bine. Că și în stânga este 8 la 1 ori 9, face un serviciu foarte bun nou acela, din dreapta. Că putem acum împărți egalitatea asta, adică asta din stânga și asta din dreapta, putem împărți prin 9, adică împărțim și membru stâng și membru drept. Și 9 împărțit la 9 face 1 și a rămas doar 8 la n, ori 1, n-am mai scris. În partea dreaptă, 2 la 2004, pentru că 9 împărțit la 9, mi-a rămas doar 2 la 2004. Și acum, iarăși un moment greu. Măi, n-am aceeași bază. Că dacă ai fost 2 la n și aici, egalam pe n cu 2004. Și era rapid. Dar atunci ce fac? 8-ul ăsta am șanse că e scris ca 2 la 3. Dacă ai fost aici un 7, 7 nu se mai poate scrie. Și ai fost imposibil. Da? Deci dacă ai fost 7 la n egal cu 2 la 2004, nu puteam afla pe n. Însă fiind 8-ul care se scrie ca 2 la 3 și 2 la 3 totul la n, intrăm în faza aceea, cum se zic, o putere la o altă putere, deci se mulțesc exponenții, și apare 2 la puterea 3 ori n, egal cu 2 la. Și avem aceeași bază, o egalitate, două puteri egale cu aceeași bază, neapărat exponenții trebuie să fie egale. Deci 3 n să fie egal cu 2004, 3 n egal cu 668.
Deci care sunt momentele importante la care tu n-ai avut priză? Repete-le tu. Aici nu m-am descurcat, aici nu m-am descurcat. Așa vreau să spui. Primul moment. Când trebuia să... Da. Pe? Pe 8 ori 9. Deci când trebuia să descoperi pe 8 la N plus 1, da. Ca provenind din 8 la N ori 8 la 1, aici nu aș fi făcut asta. Așa trebuie să spui. Adică trebuie să fii sinceră cu tine și să spui, aici nu m-aș fi dus mintea să fac chestia asta. Așa. Da. Din cauza asta eram blocat. Mă uitam la ghișitul ăla, nu știam să fac nimic. Dar aici este adunare, nu e mulțire ca să se copie în bază așa, adunăm exponenții. Nu pot să operez. Deci suntem așa, în derută. Al doilea moment. Deci acela a fost momentul de început. Pe N plus 1 am scris 8 la N ori 8 la 1. Apoi. Al doilea moment important. L-am descompus pe 18, 2 ori 9, da. Al treilea moment. Am văzut că aveam factor comun 8 la N. Asta e foarte tare pe 8 la N și l-am scos de factor comun, da. Și am adunat unul care nu a rămas și 8. Exact. În paranteză, după scoaterea în factor comun, mi-a rămas din primul factor 1, din al doilea mi-a rămas 8 la 1-a 8, da? 1 și 8 îi face 9, da? Iar în membru drept? Iar în membru drept, 2 la 2004. Din ce motiv? Că am făcut o operație cu putere ca la aceeași bază. Da. Așa. Și al patrulea moment? Și al patrulea moment, când am împărțit și în stânga și în dreapta la 9. Da. Deci aceste lucruri trebuie să ne rămână în minte cum? Definitiv. Ca la un alt de ghișiță să mai avem greutăți. Da. Deci, pe asta am insistat eu. Și de aceea vreau să fie lucruri foarte clare. Deci, nu aveam cum să fac operație aici. Eram blocat. Atunci am zis, bă, la N plus 1? Gata, știu de unde provine. Dar dacă ai fi văzut așa, dacă ai fi văzut 8 la puterea N plus 3, cum ai fi scris pe 8 la N plus 3? Deci nu N plus 1, 8 la N plus 3, cum ai fi scris? 2 la 3-a, pe 8, nu? Da. Așa. Dar nu, faptul că vine plus, faptul că vine plus la exponenți, te întreb de unde vine? Ori 8 la 3-a. Deci faptul că s-au adunat exponenții vine de unde asta? De la produsul a două puteri? Deci asta facem noi. Ne întrebăm de unde au apărut N plus 3? De la 8 la N ori 8 la 3-a. Dacă vezi așa, 2 la puterea a, la puterea N plus 5. De unde provine asta? Cum îl spui pe 2 la N plus 5? 2 la N ori 2 la 5. 2 la N ori 2 la 5. 2 la N ori 2 la 5. Vreau să mi scrii pe 2 la 7 ca fiind ca o sumă. Deci 2 la puterea mea, să-l scriu. 2 la 5 plus 2. Da? 2 la 5 plus 2, că 7 face 5 plus 2. Și cum mai poate fi scris el acum? 2 la A5 ori 2 la 2. 2 la 5 ori 2 la 2. Da? Deci, atenție multă, când vezi adunarea, provine la o mulțire de două puteri. El a fost înainte două puteri, da. Cu aceeași bază, 8. Și am adunat exponenții. Așa am aplicat noi. La N plus 1 a fost de la 8 la N ori 8 la 1. Da? Da? De asta e important să știm. Bine? Mergem la alte ghișițiuri. Determinați numerele X și Y. Determinați numerele X și Y. Deci determinați X și Y.
De unde? 2 la x egal cu 8. 2 la x egal cu 8. Și trebuie să adaptăm pe x. Păi, ia să văd, cum gândești? 2 la 3. Exact, echivalent, zice. Echivalent, 2 la x egal cu 2 la 3. Și acum, având aceeași bază, când se întâmplă? X egal cu? X egal cu 3. Cu 3. Deci două puteri care sunt egale, având aceeași bază, le obligă că exponenții să fie egale. Deci le rezultă X egal cu 3. Terminate chestii. Am. Crezi rezultatul ca o singură putere. 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3 ori 4 la 3. 2 la 3 ori 4 la 3. Ca o singură putere. Pe cum o scrie? Păi 2 la 3 n-ai mai, nu mai e ce face, că nu mai poți umbla. Deci 2 la 3 lași. Bun. În loc de 4, cât ai putea să scrii? 2 ori 2. Da, acum la putere nu mai zicem 2 ori 2. 2 la... 2 la 2. 2 la 2. Mai cu multă siguranță, mai cu multă precizie. Nu așa gătuit, parcă te strângi ceva de gât. Bă, așa e dur, și te citesc cu mine. Nu discutăm, ne luăm la bătaie aici. Ca în fața camerei, care pe care, da? Deci zicem, 2 la 2, totul la a treia. Și dau în particul. Egal cu. Că aflăm, scriem 2 la a treia. Nu avem ce face lucrurile. Da. 2 la a treia ori? Ori 2 la puterea 2 ori 3. 2 ori 3 de la 6. Adică 6. 2 la 6 și egal mai departe cu? Și egal mai departe cu 2. La? 2 la 3 plus 6. Adică 2 la a 9, nu? Da. Deci, așa l-am scris ca o singură putere. Vezi? Așa. Mergem mai departe. Alte chestii. Efectuați utilizând factorul comun. 2 la 76. Da. Plus 2 la 78. Da. Plus 2 la 80. Băi, la 80. Egal. Da. Dintre exponenți, care e cel mai mic? 76. Nu lăsăm. Ce zicem? 2 la 76. 2 la 76. Plus 2 la 76 plus cât? Până la 78. Plus 2. Plus 2. 2 la 76 plus 2. Plus 2 la tot 76 plus cât? Până la... 76 plus 3. Plus 4. Plus 4. Egal mai departe. 2 la 76 rămâne. Da. 2 la 76 plus... Aici e adunare. Am tot mai făcut mai devreme. De unde provine adunarea exponenților? De la 2 la 76 ori 2 la 2. Deci 2 la 76 ori 2 la 2. Plus. 2 la 2. Plus 2 la 76 ori 2 la 4. 2 la 4. Egal mai departe. Aici 2 la 76 poți zice 2 la 76 ori 1. Da. Și ce observăm acum? Cine este comun peste tot? 2. Nu 2. 76. Nici așa. 2 la 76. 2 la 76. Păi e altă poveste. Între 2 și 76 și 2 la 76 e deosebit? Da. Mare, 2 la 76 dă un număr imens. Deci, ăsta îl vedem comun, că și nu sunt cadre. Da. Nu sunt cadre așa. Și atunci ce facem? Fiind comun celor 3, 1, 2. 2 la 76, într-o paranteză, totul la 3. Deci 2 la 76
totul la 3 ani? N-am înțeles. Păi nu e de 3 ani. Păi nu e mulțit. Ah, da. E comun. Scoatem un factor comun pe lângă... Pe lângă... El se, era mulțit cu fiecare din aceștia. Da. Cu 1, cu 4, cu, cu 2 la 2, cu 2 la 4. Așa ce știu rămas. Deci vine 1 plus... Plus 2 la 2. 2 la 2 plus 2 la 4. Așa. Și egal mai departe cu 2 la 7 și 6. 76 ori facem calcul aici. 2 1 plus 1 plus cât? 1 plus 2 la 2 la 2, cât face 2 la 2? Treau calculul. 4 plus 2 la 4 8. Așa e, vine 2 la 4. Deci mă, deci mă 2 la 4 înseamnă, nu e 2 la 4. Da. Păi de ce ai ținut în minte că e 2 la 4? Care e motivul? Păi nu mai ține mai, e un mare trăznai. 2 la 4 e 2 ori 2 ori 2 ori 2 din 4 ori. Și cât face? 2 ori 2, 4, 4 ori 2, 8, 8 ori 2, 16. Păi e altă poveste. Da? 2 la 4 este 16. Nu mai țin minte niciodată trăsmai. Ține pe alea bune, care, de care avem nevoie. Deci, plus 16. Ce face 4 cu 16? 20. Da, 20. Și cu 1, 21. Ori 21. E 2 la 7, 6, ori 21. Nu ne apucăm să facem 2 la 7, 6, că nu ne trebuie așa o treabă. Ce a fost important ca să facem calculul ăsta a fost să reprezentăm pe 78 ca 76 plus 2, pe 80 ca 76 plus 2, ca să putem scoate factor comun pe urmă. Ăsta a fost motivul. Da? Alte chestiuni. X plus 2 minus 5 ori 3 3 la puterea X, da, egal cu 36. Egal cu 36. Determinați numărul X. X. Determinăm pe X. Să încercăm pe așa prin, prin cercare, nu cred că e treaba bună. Trebuie să ne vină vreo idee deșteaptă.